Bună dimineața, dragii mei! Iarăși filmez înainte de a pleca la serviciu, pentru că mi-am dat seama că nu am făcut intro și outro pentru clipul filmat ieri. Este vorba de un clip de mese. Vă mulțumesc tare mult pentru vizionare! Bună dimineața, dragii mei! Știți că fiecare zi mi-o încep cu un pahar cu apă, însă acum, aflându-ne la un început de anotimp, eu iau niște suplimente. Voi vorbi pe parcurs despre ele, dar așa pe scurt, să știți voi că fiecare anotimp din cele patru, mi-l încep cu patru suplimente, un complex de multivitamine, un antioxidant, un complex omega 3 și încă ceva extra. Cum s-a întâmplat să am acest Omnimun? Este o cutiuță cu 10 pliculețe pe care am primit-o la un moment dat la o comandă făcută pe Dr. Max. Se pare că este un complex pentru sprijinirea sistemului imunitar. Conține vitamina C, zinc, seleniu, beta-glucan. Am pus deja pulberea în pahar. Voi adăuga apă. Amestec și îl beau pe stomacul gol. Între timp s-a încălzit și apa pentru ceai. Îl am tot pe acesta verde cu sencia. Așa arată pliculețele. Fructul de azi este de fapt compot de ananas. Acesta cumpărat din Lidl, care nu conține zahăr adăugat. Iar cappuccino nu există astăzi, sau cafea latte, ce obișnuiesc eu să beau în weekend. Avea Florin un pic de cafea simplă, neagră, fără zahăr, amară. Am adăugat niște lapte pe care l-am spumat cu mixerul ăsta și a ieșit asta și voi bea așa. Pentru că Florin se grebește să plece la piață și nu și-ar fi terminat cafeluța, am zis să o recuperez. Și o să arătăm și ce am luat de la piață. Da. Vreți voi? Dar nu e vlog, e clipul de mese. Tu te arătăm. Bine, pa, pa. Poți să arăt eu produsele mele? Poți să iau gură din copac. Te rog, ia. Fetele au mâncat, să știți. Au mâncat, au zis că nu mai pot, au mâncat mucenic. Care a rămas de mult. Da, am avut la congelator doi mucenici în aceștia, cumpărați atunci în perioada cu 9 martie, desigur, cu o glazură de ciocolată pe ei. Sunt de post. Nu, în momentul ăla nu ne-au plăcut foarte mult. Am cumpărat 4 și pe 2 i-am congelat. Am să vedem cum facem cu ei. Dragii mei, i-am pus la cuptor astăzi. Și m-am gândit eu așa, ca să i-am decongelat peste noapte, i-am pus la cuptor și m-am gândit eu ca să nu cumva să se usuce la cuptor, nu știam cum aveau să se comporte, să pun și o tăviță cu apă, nu reușiți voi să vedeți, și o tăviță cu apă, da, în cuptor, ca să emane aburi și m-am gândit eu să hidrateze cumva și să facă mucenicul moale și pufos. Ei bine, așa a fost, delicios. Absolut delicios, avea și nugă glazura de ciocolată, s-a muiat așa ciocolata și cu nuca asta, foarte, foarte bun. Acesta e și motivul, am mâncat și eu un sfert, că i-am tăiat în patru. Am mâncat și eu un sfert, adică exact o bucată din aceasta, și acesta e motivul pentru care n-am vrut să mai fac cappuccino cu mult zahăr. Am fost cu tati la piață și am luat 10 ouă, a câte un leu fiecare, 10 lei ardei la borcan, caș frământat 15 lei, 4 lei 20 pâinea, lipia 3 lei 50, 2 lei 50 franzela albă, 2 lei salata, 2 legături de pătrunjel, 2 de mărar, câte un leu fiecare, adică 4 lei, și 3 lei 3 lei usturoi verde. Și cam atât am luat din piață. Dacă vreți să vedeți mai multe lucruri despre ce luăm de la piață, puteți să urmăriți vlogurile anterioare. Ha! La prânz, primul fel este o ciorbiță de porc cu multe paste, așa le place fetelor. Nelipsită în weekend, omleta. Aceasta e făcută cu mușchiuleț.
bucățele de mușchiuleț, câteva roșii uscate am tăiat, am mărunțit aici, am pus și puțin lapte și miez de pâine și mărar, după cum se vede. Miezul de pâine, așa am descoperit eu la un moment dat o rețetă când abia începusem să gătesc, eram prin clasa a 7-a, cred că, într-o revistă, cum erau înainte revistele fete, Cool Girl, Bravo, știu că am descoperit o rețetă, o omletă, în care se recomanda să pună și miez de pâine. E bine, așa am făcut și eu, le-am pregătit și fetelor aseară și au mâncat cu poftă. Iar aici un mujdei de usturoi verde, cât poate fi el de mujdei. Și vă spuneam eu că am și niște suplimente pe care le iau în această perioadă, la prânz sau după masa de prânz. Iau aceste tablete multivitamine, da, un supliment de multivitamine de la Life. Și fetele papă, orez cu cărniță. Bine, mai avem aici niște icre, de fapt e un mix ceapă. De da. Fapt acest, acest preparat, de fapt, da? Da, da. Este un mix de legume și are și niște cărniță. Da, și mai avem și niște cartofiori dulci, prăjiți. Și ne uităm la copii de la casă să te vedem. Așa ce este. Cred că și-a pus tati ceva tărie. Am aici și câteva cumpărături, urmează să filmez un mic clip pentru TikTok, însă a venit vremea gustării. Voi mânca niște înghețată Ben & Jerry's Netflix & Chill, aceasta cu covrigei, unt de arahide și negresă. Am găsit-o eu la un preț foarte bun la un moment dat în Carrefour, vreo 5 lei, parcă 4,99 lei. Am început-o fetele, într-o seară m-au sunat, eram la serviciu să mă întrebe dacă pot mânca la gustare înghețată din aceasta. Voi continua eu acum și pentru că n-am băut dimineață și poftez la el toată săptămâna, cappuccino, este ora 5, astfel că e făcut cu cafea instant din aceasta decofeinizată. Să n-am probleme în seara asta, am o culca eu mai târziu că e weekend, dar nu vreau nici să stau trează până la 3, apa și un complex de antioxidanți Revidox. Tableta pe care o iau acum după gustare. Pe post de cină o să fie acest chefir bio Carrefour. N-am mai cumpărat până acum. Nu știu ce înseamnă acest 3% grăsime. Fiind albastru, înseamnă oare light. Mie îmi plac lactatele grase, recunosc. L-am luat așa acum să încerc. Și omega 3, tabletuța ultima pe care o iau în această zi. Iar aici îmi pregătesc masa pentru mâine, e o masă de post, lunea eu țin post, am tocat niște ciupercuțe cu ceapă, cu mărar, roșii uscate, nu pun usturoi pentru că nu-mi place usturoiul gătit, îmi place doar proaspăt. Ideea acestei mese mi-a venit de la smântâna asta dulce, vegană, Take It Veggie, aceasta e de cocos, pentru că urmează să expire și am gândit să fac niște ciupercuțe cu smântână și cum aceasta ar fi fost insuficientă, am mai cumpărat și de la Violife, asta e acrișoare, e smântâna, gust de smântână clasică, iar aceasta smântână dulce, smântână pentru gătit. Și în timp ce gătesc mă uit la mic Michel, mi-e tare dragă, a născut de curând, la sfârșitul anului trecut mai exact, are o fetiță superbă, da, și îmi place tare mult să o urmăresc, îmi plac mult clipurile ei.